Profeții sunt oamenii aleși de Dumnezeu pentru a-i exprima voința și planurile, pentru a mustra și îndrepta, pentru a anunța împlinirea pedepselor sau a vremurilor de izbăvire. Între cei mai cunoscuți profeți, numiți și profeții mari ai Vechiului Testament, se numără și Ieremia. Sfântul profet Ieremia s-a născut în jurul anului 650 înainte de Hristos în satul Anatot, aproape de Ierusalim. A primit chemarea profetică încă de foarte tânăr. Aflăm din cartea sa despre chemarea adresată lui de către Domnul care i-a zis: înainte de a te fi zămislit în pântece te-am cunoscut și înainte de a ieși din pântece te-am sfințit și te-am rânduit proroc pentru popoare. Iar Ieremia a răspuns: o, Doamne Dumnezeule, eu nu știu să vorbesc pentru că sunt încă tânăr. Să nu zici sunt încă tânăr, a zis Domnul, eu sunt cu tine ca să te izbăvesc. Domnul mi-a întins mâna, scrie Ieremia, mi-a atins gura și mi-a zis: iată, am pus cuvintele mele în gura ta. Timpul misiunii Sfântului Profet Ieremia a fost unul foarte dificil pentru istoria poporului ales. A trebuit să vorbească plin de curaj împotriva propriului său popor, împotriva puterii politice, chiar împotriva templului, împotriva credinței idolatre privind inviolabilitatea lui. Deși risca lapidarea, i-a anunțat cu putere pe liderii politici religioși: Domnul m-a trimis să prorocesc împotriva templului acestuia și împotriva cetății acesteia cuvintele pe care le-ați auzit. Îndreptați-vă dar căile voastre și faptele voastre și supuneți-vă glasului Domnului Dumnezeului vostru și Domnului îi va părea rău de nenorocirea pe care o rostise împotriva voastră. Iar cât despre mine, iată, sunt în mâinile voastre. Faceți cu mine ce vi se pare bun și drept. Chemarea la slujirea profetică a fost grea. Citim la profetul Ieremia plângerea sa privind această cruce: Doamne, Tu m-ai aprins și iată sunt înflăcărat. Tu ești mai tare decât mine și ai biruit, iar eu în toate zilele sunt batjocorit și fiecare își bate joc de mine. Cuvântul Domnului s-a prefăcut în ocară pentru mine și în batjocură zilnică. De aceea mi-am zis: nu voi mai pomeni de El și nu voi mai grăi în numele Lui. Dar iată, era în inima mea ceva, ca un fel de foc aprins, închis în oasele mele, și eu mă sileam să-l înfrânez și n-am putut. Ieremia nu doar a prevestit drama exilului babilonian, ci a fost dat să o și trăiască. Fiind un suflet sensibil, toate evenimentele respective au lăsat urme adânci în inima lui. Deși fără de legile noastre mărturisesc împotriva noastră, dar Tu, Doamne, fă milă cu noi pentru numele Tău, scrie Ieremia. Totuși Tu, Doamne, ești în mijlocul nostru și numele Tău este chemat asupra noastră. Nu ne lăsa! Deși i s-a dat posibilitatea de a pleca în exil, Ieremia a preferat să rămână acasă. În acele întunecate timpuri, Ieremia a primit de la Domnul vești de bucurie. Israel, purificat de păcatele sale, se va întoarce acasă. Tradiția ne spune că pentru curajul mărturisirii sale, Ieremia, împreună cu Baruch, fidelul său colaborator, au fost uciși cu pietre.